Hristos a venit să biruie frica de moarte, adică a venit să biruie moartea. Amin? Apocalipsa 1, 17 cu versetul 18 spune așa: când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort și el și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis: nu te teme, eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă, cel viu. Am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. A biruit moartea, amin? Nu mai avem de ce să ne temem. Noi suntem ai Lui și am declarat această sărbătoare o sărbătoare a biruinței. 1, 2, Dumnezeu a venit să nimicească pe diavolul și lucrările Lui. El a avut un plan cu fiecare spre pierzare, dar Domnul s-a arătat să minimicească acest plan. Și spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Ioan 3,8: cine păcătuiește este de la diavolul, căci diavolul păcătuiește de la început. Dar Fiul lui Dumnezeu s-a arătat să nimicească lucrările diavolului. Amin. 2. El a nimicit pe diavolul și lucrările lui, slăvit să fie Domnul. Și 3. A venit și a biruit păcatul. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Ioan 1 cu 29. Spune așa: Ioan a strigat când l-a văzut pe Iisus: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Atunci de ce ți-e teamă să te pocăiești? Pentru că aud de multe ori pe unii care zic: măi, nu pot să țin că eu mai păcătuiesc. Nu. Domnul Iisus Hristos a biruit păcatul. A biruit pe diavolul și lucrările lui și a biruit moartea. Ca să nu mai avem niciun fel de teamă și să spunem: nu te temem. Poate te confrunți cu una dintre aceste trei lucruri. Poate ți-e frică încă, ai teamă de moarte sau poate ai teamă de cel rău sau de lucrările lui și crezi că este tot pe urmele tale. Sau poate nu poți să birui un păcat din viața ta. În această rugăciune vreau să spun că Domnul Iisus Hristos a arătat să biruiască toate aceste lucruri. Și prin această rugăciune te poți elibera și poți să declari și tu: Domnul este biruitorul vieții mele și în numele Lui sunt biruitor. Amin? Să ne rugăm. Doamne Iisuse, ne-i.